Au fost aduse accidental în Europa odată cu plante ornamentale. În propriul lor ecosistem au evoluat împreună cu alte insecte, plus bacterii și virusuri, care controlează și mențin aceste populații în limite normale. Dacă intervenim cu substanțe chimice, nu facem altceva decât să zădărnicim apariția sau adaptarea unor specii autohtone, care ar putea să găsească aceste ploșnițe ca sursă de hrană, a scris Ruicănescu pe Facebook. Aceste insecte sunt agresive și periculoase pentru sănătatea omului. Pe lângă faptul că înțepăturile lor sunt foarte dureroase, pot cauza și alte complicații, iar în această perioadă au fost tot mai active și s-au răspândit rapid în multe zone ale țării. La acest moment, înmulțirea nu poate fi stopată, însă biologul Adrian Ruicănescu se arată optimist și consideră că natura va găsi propriile mijloace pentru a regla populațiile de ploșnițe dantelă. În secțiunea de comentarii, internauții au povestit despre experiențele neplăcute cu aceste insecte. În urma înțepăturii, mai mulți români au avut reacții alergice. În acest sens, Adrian Ruicănescu recomandă ca fiecare român să aibă un unguent antihistaminic. Și mai multe informații despre acest tip de insecte ne oferă domnul Adrian Ruicănescu, cercetător la Institutul de Biologie din Cluj. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața! Ce ne puteți spune despre aceste ploșnițe dantelate? Înțelegem că înțepătura lor este periculoasă, poate cauza o reacție alergică severă sau sunt purtătoare de boli infecțioase? Nu sunt chiar așa de periculoase. Cauzează niște reacții ca și înțepăturile de urzică. Poate la persoanele alergice să cauzeze mai mult. Eu am fost înțepat de foarte multe ori și dacă este să fac o scară a preferințelor, prefer această ploșniță decât un țânțar. Nu transmit boli, pentru că ele sunt în mod normal niște insecte fitofage care se hrănesc cu sevă din plante. Deci nu au cum să transmită boli. Cum ar trebui să se protejeze oamenii eventual cu acele spray-uri care sunt folosite împotriva înțepăturilor de țânțari? Sunt acele spray-uri eficiente? Nu spray-uri, sunt niște unguente antihistaminice. Eu nu pot să vă dau acum un titlu pentru că nu vreau să fac reclamă, dar se găsesc la orice farmacie. Dăm pe înțepătură, ideea este să nu ne scărpinăm. În ce zone din România întâlnim cel mai des aceste ploșnițe? Sunt două specii. Una este ploșnița dantelată a stejarului și care o întâlnim peste tot acum unde există stejar, dar ea este o specie polifagă. Se poate întâlni și pe frasin, și pe tei, și pe trandafir, și pe alți arbori, cu excepția coniferelor. Deci oriunde în afara zonelor de munte se poate întâlni. Și ploșnița dantelată a platanului, care este mai puțin răspândită, se întâlnește acolo unde au fost plantați platani în orașe. Platanul nefiind o specie caracteristică florei noastre a României. Invazia acestor insecte este cumva cauzată și de temperaturile ridicate din ultima perioadă? Sunt aceste insecte la fel de active și în perioadele reci? Nu sunt atât de active în perioadele reci. Ele înțeapă în orele toride ale verii, deoarece atunci când ajung întâmplător pe pielea umană, deoarece au nevoie de apă, se deshidratează și ele. Noi suntem transpirați, simt umiditatea și cred că este o plantă și înțeapă. Care ar fi soluția pentru exterminarea lor? Înțelegem că nu sunt, adică sunt imune la substanțele chimice. Nu avem o soluție pentru exterminarea lor. Sperăm să existe, să intre în lanțurile trofice normale, așa cum s-a întâmplat și cu molia minieră a castanului sălbatic, care atunci când a intrat în țară, acum câțiva ani, am crezut toți că o să pierdem castanii, se uscau foarte tare frunzele și am crezut că îi pierdem de tot, dar în timp
s-au reglat și în anii următori vedem câte o activitate a lor, dar nu în așa măsură încât să producă pagube. Ploșnița dantelată a stejarului, pericolul nu este atât de mare pentru noi, pentru oameni, ci pentru stejari. Aproape toți stejarii, dacă îi vedem acum, au frunzele îngălbenite sau maronii din cauza atacului acestor ploșnițe. Efectiv, nu avem ce să facem, pentru că dacă dăm cu substanțe, riscăm să încetinim procesul de integrare al acestor insecte în lanțurile trofice, omorându-le eventualii dușmani. Dacă există, am auzit niște comunicări, dar fără o sursă, cum că ar putea fi un parazit crescut în Franța și experimentat pe ele. Dacă putem găsi o soluție foarte specifică prin care să putem omorâ aceste ploșnițe, dar nu și alte insecte, atunci este binevenită. Dar substanțele chimice omoară toate insectele, inclusiv albine, și ne trezim că facem mai mult, o pagubă mai mare decât să facem, să obținem scopul pentru care le-am folosit, da, ploșnițele rămânând în continuare. Ce aș dori ca în încheiere, să transmit și prin emisiunea dumneavoastră o cerere autorităților de a acorda instituțiilor de profil care studiază biodiversitatea, și anume facultăți, institute de cercetare, acreditarea pentru studii de inventariere și monitorizare a speciilor alogene invazive. Țin să vă spun că în România, datorită transporturilor și comerțului interregional și intercontinental, în România anual aproximativ intră 10 specii de insecte noi care n-au existat în țară, din care unele se pot dezvolta ca și aceste ploșnițe și pot cauza niște, da, efecte pe care noi nici nu le putem prevedea acum. Domnule Adrian Ruicănescu, mulțumim frumos pentru toate aceste precizări importante. Continuăm acum jurnalul. Un comandant român de navă se află sub arest preventiv. Motivul pentru care ar fi fost reținut ar fi intrarea ilegală pe teritoriul Republicii Cipru, în urma deciziei luate de unul dintre judecătorii curții districtoale din Larnaca. Comandantul ar trebui să stea o lună la închisoare. În tot acest timp, Sindicatul Liber al Navigatorilor face demersuri pentru eliberarea acestuia. Măsura luată de autoritățile cipriote este criticată dur de Sindicatul Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim, care acuză autoritățile de abuz. E o poveste destul de interesantă. Cred că nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. În general, România și Cipru au fost două țări prietene și acum și aliate în Uniunea Europeană. Iar arestarea, reținerea comandantului de pe nava Red Garnet este un act, cred că puțin ieșit din comun, ieșit din sfera relațiilor bilaterale. Sindicatul Navigatorilor a transmis o scrisoare deschisă către premier și mai mulți miniștri. Printre aceștia se numără ministrul transporturilor și cel al afacerilor externe. Noi am cerut astăzi, imediat ce am aflat de acest incident, am cerut astăzi imediat premierului României, ministrul afacerilor externe, domnului Aurescu, ministrul transporturilor, domnului Drulă, să intervină pe toate căile lor, conform cu statutul pe care îl au și cu funcțiile și pe care le ocupă acum în ierarhia statului român, să intervină la omologii lor, să intervină pe toate căile, astfel încât comandantul nostru să fie liberat imediat. Sindicaliștii reclamă decizia autorităților din Cipru ca fiind ostilă și o încălcare a drepturilor omului. Adică, cum ar fi să împuși poștașul că mi-a o scrisoare și care scrisoarea asta îmi dă o veste rea. Sunt atât și oameni, atât și navigatori din Cipru care se duc cu navele lor în Turcia până la urmă și fac comerț cu ei, ei nu mai sunt arestați, da? Și s-a găsit acum toată această, toată această mânie să se îndrepte împotriva comandantului român
care pur și simplu n-a avut și nu poate avea niciun fel de act de decizie. Din primele informații, liderul Sindicatului Navigatorilor spune că românul este reținut în condiții precare. Este reținut în condiții destul de precare, să spun așa, la o a treia, la o secție de poliție din Limassol. Vă dați seama, deci practic la o celulă, la o cameră de unde se rețin cei care sunt condamnați, mă rog, preventiv, la o poliție din Limassol. Președintele Klaus Iohannis efectuează la această oră o vizită în Parcul Comana. Scopul vizitei este de a discuta cu autoritățile planuri și soluții pentru a proteja parcul și biodiversitatea sa și de a lărgi accesul publicului în acest spațiu în scop recreativ și educativ cu privire la importanța protejării naturii. Dar cu toate detaliile vine colega noastră Gabriela Del Pupo. Gabi, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit! În program este prevăzută o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Giurgiu, după care președintele va face o plimbare cu ambarcațiune pe delta Neajlovului, unul dintre punctele cele mai atractive ale Parcului Comana. Parcul natural are 25.000 de hectare și a fost amenajat în așa fel încât cei care vor să vină să-l viziteze să se bucure și de workshop-uri, activități, printre care tir cu arcul, echitație, trasee care sunt adaptate tuturor vârstelor. Avem chiar și traseul piticilor pentru cei mici până în 7 ani, un traseu pentru adolescenți și două trasee cu grade de dificultate diferite pentru adulți. Se pot face plimbări cu barca pe lacul Comana și, bineînțeles, se poate petrece o zi întreagă aici cu diferite activități. Sunt și pentru grupuri organizate făcute team building-uri unde se poate veni cu colegii de la firmă. Președintele vrea să promoveze, după cum transmite administrația prezidențială, acest parc natural și în contextul în care avem săptămâni caniculare și în doar 50 de minute bucureștenii pot ajunge aici în parc, dar și în contextul încălzirii climatice vrea să arate că aproape de capitală există o oază de oxigen și trebuie să menționăm că încă din 2004 această arie este protejată, după cum spuneam, 25.000 de hectare de pădure cu faună și chiar și animale, pelicani și, bineînțeles, tot felul de plante rare. Bujorul este vedeta parcului, chiar există și o activitate în acest sens de quest în care trebuie găsit bujorul simbol al parcului. Schimbăm acum registrul. Un cetățean grec implicat într-un accident rutier în Bulgaria, în urma căruia o persoană a murit, a fost reținut aseară de polițiștii din Ilfov. Bărbatul a încercat să-și repare mașina fără a avea autorizație, iar pe numele său autoritățile bulgare au emis un mandat de arestare pentru fugă de la locul accidentului. Un cetățean grec a provocat un accident pe teritoriul Bulgariei, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. Apoi a fugit de la locul faptei și a trecut granița în România. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, s-ar fi oprit la un atelier auto din orașul Măgurele. Odată ajuns acolo, el ar fi încercat să convingă personalul serviciului să-i repare autoturismul, fără a prezenta autorizație de reparație. La scurt timp, un echipaj de poliție a ajuns la sediul auto. În urma verificărilor și investigațiilor, oamenii legii au constatat că cetățeanul grec ar fi implicat într-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane pe teritoriul Bulgariei. Astfel că bărbatul a fost reținut de autoritățile române, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor. Autoritățile din Bulgaria ar fi emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. La momentul actual, inculpatul se află în custodia polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale. Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o soluție pentru păstrarea forței de muncă în țară, iar această măsură va începe la 1 ianuarie 2022 într-un sector privat care ar putea fi Horeca, declară ministrul economiei Claudiu Năsui. Conform planului de guvernare, această măsură are ca scop principal eliminarea sărăciei. Este probabil
singura idee care chiar a rezolvat cea mai mare problemă a României din punct de vedere economic. Cea mai mare problemă a României din punct de vedere economic este sărăcia. O să o rezolvăm lăsând mai mulți bani oamenilor care muncesc. Nu este asistență socială, este vorba de a lăsa bani celor care muncesc. Și dumneavoastră, toată lumea care muncește în mediul privat și nu numai în România, care să aibă mai mulți bani în buzunar, să avem locuri de muncă mai bine plătite. România este țara care are impozite pe munca, mai ales pe salarii mici, cele mai mari. Avem și suntem campioni europeni la sărăcie în muncă. Sărăcie în muncă, adică acea sărăcie care, deși muncești 40 de ore pe săptămână, tu tot ești considerat conform normelor Eurostat în sărăcie sau în risc de sărăcie. Năsui a declarat că această măsură va fi implementată în cadrul unui plan pilot în zona de agricultură sau Horeca. Discuțiile gravitau mai mult înspre sectorul agricol, înspre agricultură. Și o să vă spun de ce, dar se pretează foarte bine măsura și la agricultură și la, și la Horeca. De ce? Pentru că acolo sunt, nivelul salarial este unul mai mic, deci ar ajuta, s-ar vedea și mai clar impactul. Și mai un lucru, munca la negru este ceva mai prevalentă și atunci ar putea să combate acest flagel. Prin această măsură se dorește și eliminarea muncii la negru generată de taxele salariale mari colectate de stat. Munca la negru este iarăși o consecință a sistemului nostru fiscal, pe care ne tăiem craca de sub picioare. Dacă statul tot îți cere mai mulți bani și îți ia mai mulți bani, nu te încurajează să devii oficial, să-ți pui munca pe cartea de muncă. Ministrul Economiei asigură Horeca de faptul că programele de suport financiar pentru această categorie grav afectată de pandemie vor continua. Sunt două mari categorii de măsuri. Una sunt măsurile COVID, cum au fost denumite măsurile 1, 2, 2 și 3. Acolo, asta a fost problema sau provocarea cea mai mare. Dacă ar fi să mă întrebați, să fac un top al provocărilor, asta a fost cea mai mare provocare a Ministerului. De ce? Pentru simplu motiv că nu erau bani. Au fost bani promiși, un an electoral, s-au promis niște bani pe care nu i-aveam. Nu aveau acoperire. Trebuie să-i găsim banii ăștia, îi găsim pe tranșe, tot facem lucrul acesta. De altă parte, schema Horeca, ce se numește schema Horeca, în care rambursăm 20% din căderea de cifră de afaceri între 2019 și 2020. Evident că asta e o măsură care are loc în a doua jumătate a anului, pentru că la jumătatea anului știm cifrele finale pentru 2020. Și fiind o diferență cu cifrele din 2020, trebuia să fie finale. Au existat o perioadă de aplicare, acum se face evaluarea. Toți antreprenorii care au depus documentația necesară pentru alocarea de fonduri vor primi bani, mai spune ministrul. Vedem toate cererile de finanțare, de despăgubire, că până la urmă e o schemă care are un caracter de despăgubire și toată lumea ia procentual din ea. Când vin banii la rectificare sau... Se întâmplă același lucru cu banii aceia. Da, banii se împart la toată lumea. Exact. Deci nu mai avem nici concursul de a aplica cât mai repede și nici un criteriu, până la urmă, politic și arbitrar pe care îl alege un ministru sau un funcționar că ție-ți dau, ție nu-ți dau. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu dă undă verde universităților să aleagă condițiile în care își propun să primească studenții la cursuri. Câmpeanu a arătat că nu se va implica deloc în politicile interne ale universităților, chiar dacă vor exista cazuri în care, după cum au anunțat deja cei de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în sălile de curs vor fi primiți doar studenții vaccinați sau testați. La reuniunea Consiliului Rectorilor de la Cluj, toate universitățile s-au exprimat cu privire la dorința de deschiderea cursurilor universitare cu prezență fizică. Pentru a îndeplini această dorință, fiecare universitate ia măsurile pe care le consideră de cuvință în cadrul legal, inclusiv măsuri de cointeresare a studenților prin oferte de cazare gratuită sau alte astfel de lucruri. Nu o să fiu nici de cum eu acela care voi intra peste autonomia universitară. Universitățile adoptă prin Consiliul de Administrație și Senat, în care participă și studenții, aceste decizii și răspunde pentru deciziile luate. Universitățile care au resurse disponibile pot apela și la mijloace de încurajare a studenților. Universitățile au datoria să răspundă pentru siguranța studenților și să ia măsuri în consecință. Deci le respect. Respect deciziile tuturor acestor universități și, dacă sunt pro-vaccinare, le și încurajez.
Afirmațiile ministrului educației vin în contextul în care tot mai multe universități dau semne că vor să condiționeze prezența studenților la cursuri în sistem clasic de vaccinare sau testare. De exemplu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a aprobat deja prezența fizică la cursuri doar a studenților vaccinați sau testați. Și cazarea în cămin va fi condiționată de vaccinare sau de testare periodică. La Iași, ca să încurajeze vaccinarea, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi le oferă studenților o lună gratis în cămin dacă s-au imunizat, însă deocamdată nu s-a luat nicio decizie în privința celor care nu se vaccinează. Tot în Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza a stabilit deja că va menține și cursurile online, dar numai în proporție de 25%. Nici aici nu a fost un anunț clar în privința celor care vor avea voie să vină la cursurile clasice. Iar la Timișoara, Universitatea Politehnică analizează posibilitatea testării săptămânale pentru studenții nevaccinați care vor să vină la cursuri în regim clasic. Nu este doar o lună până când începe școala, însă în București sunt probleme mari, care nu țin de pandemie sau de vaccinarea elevilor și profesorilor, ci de prezența șobolanilor. Rozătoarele au invadat tot mai multe școli din capitală. Sorin Câmpeanu spune că problema este în curtea primăriei capitalei, care deocamdată nu a făcut nimic pentru rezolvarea ei. Este o situație pe care nu o putem sprijini altfel decât prin discuții apăsate cu primarii de sector și cu primarul municipiului București. Iese din sfera de competență a Ministerului Educației, sunt în administrarea autorităților locale. Dar asta nu înseamnă că nu este un subiect asupra căruia trebuie să ne aplicăm cu maximă atenție, pentru că este într-adevăr o situație cu totul și cu totul anormală. Ministrul Sorin Câmpeanu spune că a vorbit deja cu autoritățile locale, dar nu s-a întâmplat nimic, așa că o să mai vorbească încă o dată. Altfel decât prin discuții insistente și repetate în calitate de ministru pe lângă primarii de sector și primarul Bucureștiului, nu am posibilitate legală să mă implic în limitele de competență. Din păcate. Am discutat și m-au asigurat că au în vedere acest lucru. Vom relua discuțiile pe măsură ce ne apropiem de începerea școlii. Afirmații care vin însă în contextul în care Primăria Capitalei a adoptat programul de acțiune pentru deratizare în 2021, care, spre deosebire de programul din 2020, omite mai multe categorii de obiective, printre care și clădirea aparținând instituțiilor publice ale autorităților locale, altele decât Primăria Municipiului București, categoria în care se încadrează și unitățile de învățământ. Alte categorii eliminate din planul unitar de acțiune pentru deratizare sunt piețele și târgurile agroalimentare, dar și locurile de agrement și terenurile de sport. Zilnic sunt retrase noi loturi de înghețată de pe piață din cauza prezenței oxidului de etilenă. După Carrefour și Auchan, Mega Image ia aceeași decizie. Această rețea comercială a scos de la vânzare mai multe loturi de înghețată Milka și KitKat. S-a format o celulă de criză la nivelul ANSVSA și zilnic inspectorii sanitari veterinari, pe baza trasabilității produselor, retrag de pe piață aceste produse în care s-a identificat sau se identifică oxidul de etilenă. Retragerea acestor produse a început în urmă cu o săptămână, de când substanța a fost descoperită în loturile de înghețată. S-a constatat că au fost comercializate către consumatori câteva sute de produse și atunci pentru consumatori și pentru a preîntâmpina orice eventualitate problemă, am pus acele loturi ca și consumatorii să verifice în frigider și atunci să distrugă sau să returneze magazinului acel produs. Autoritățile fac apel la cetățeni să nu se panicheze și să mănânce în continuare înghețată, retragerea acestor loturi fiind mai mult o precauție. Facem mențiunea că această înghețată care se retrage de pe piață vine ca o măsură de precauție. Prezența oxidului de etilenă nu a fost detectată în înghețată, ci a fost în acel aditiv, acea gumă de caruba. Menționăm că în înghețată s-a detectat o cantitate infimă de 0,02 mg pe kilogram corp de oxid de etilenă, ceea ce înseamnă că doar prin consumul a sute de înghețate poate provoca intoxicații sau toxinfecții alimentare. Substanța a ajuns în înghețată prin intermediul dezinfectanților. Este un accident prezența oxidului de etilenă, care este un dezinfectant. S-a constatat, de fapt, că pe vasul, pe transportul acestei gume de caruba,
s-a dezinfectat acest aditiv și de aceea există în înghețată. ANSVSA a retras în ultima lună de pe piață peste 1 milion de înghețate care conțineau oxid de etilenă. Pentru a nu crea confuzie sau ca și consumatorii să poată cumpăra liniștit înghețată și nu vreau să ne ducem în zona în care toată înghețata de pe piață este cu oxid de etilenă. Nu! Înghețata de pe piața din România de astăzi este sigură. Într-o lună de zile am retras peste 1 milion de înghețate de pe piață pe principiul precauției pentru a nu fi probleme. Un bărbat a plătit scump după ce a fost prins în timp ce arunca deșeuri ilegal în câmpia Turzii. Acesta s-a ales cu o amendă usturătoare în valoare de 3.000 de lei. Mai mult decât atât, bărbatul a fost pus să strângă sacii de gunoi pe care i-a aruncat. Ei au văzut când ați aruncat dumneavoastră gunoile astea aici. La dumneavoastră nu știți să citiți ce scrie pe acolo, pe panoul ăla acolo. Că e îngrădit asta, nu ați văzut. Fac curățenie exemplar. Uite, te rog. Oamenii legii au prins în flagrant un bărbat care arunca o cantitate mare de gunoaie într-o rampă proaspăt desfințată din câmpia Turzii. Demonstrând o ignoranță totală și o sfidare evidentă la adresa cetățenilor, persoana identificată de poliția locală a fost nevoită să adune deșeurile pe care tocmai le aruncase. Cum v-o dat dumneavoastră aprobarea acolo să funcționați dacă dumneavoastră nu aveți contract cu nicio salubritate? Eu nu înțeleg treaba asta acolo, nu știu primăria de la Vișoara cum... O trimere la mâine la dumneavoastră să clarifice treburile. Eu nu-i mai duc un gunoi vechi. Deci acolo șef la aia cu câini acolo, nu știu, asociație sau ce firmă sau ce ai acolo... Primarul câmpiei Turzii s-a arătat extrem de deranjat de astfel de gesturi lipsite de bun simț. Pentru cei care se gândesc că e o idee bună să-și bată joc de oraș, vă spun direct, legea se respectă. Lăsați nesimțirea și lipsa de educație la o parte. Conformați-vă regulilor și respectați-vă vecinii și concetățenii. Nu mai acceptăm scuze, nu mai acceptăm explicații puerile, a transmis primarul. Mai multe camere de supraveghere au fost amplasate în rampele desfințate. Acestea au rolul de a monitoriza atent zonele cu potențial criminogen. Bărbatul prins în fapt a primit o amendă de 3.000 de lei. Canotoarea Ancuța Bodenar a ajuns acasă după participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceasta și-a făcut intrarea pe covorul roșu și a fost primită de familie și apropiați cu buchete de flori și felicitări. Ancuța Botnar, originară din localitatea suceveană Vatra Moldoviței, a coborât din mașină în fața casei părintești, purtând la gât medalia de aur obținută la Tokyo. Părinții au organizat o ceremonie emoționantă. Pe acordurile melodiei We Are The Champions, canotoarea a traversat curtea casei pe un covor roșu, fiind așteptată de membrii familiei și de apropiați cu buchete de flori și felicitări, potrivit știrsuceava.net. Curtea era amenajată în stil de sărbătoare, cu baloane, artificii și confeti, iar mama tinerei a pregătit un tort cu această ocazie. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au obținut singura medalie de aur de până acum a delegației României la Tokyo. Cele două s-au impus în proba de dublu vâsle. O nouă fraudă prinde contur în România. O țeapă, cum se spune pe românește, dată în numele companiei Enel. Sistemul este simplu. Oamenii sunt sunați de un așa zis reprezentant al companiei și păcăliți să își trimită datele personale. Iar de aici încolo, orice hacker se descurcă. Totul începe cu un telefon primit de la o așa zisă reprezentantă a companiei Enel, iar discuția este despre liberalizarea pieței energiei, despre un nou contract sau, cum s-a întâmplat în anumite cazuri, mutarea unor contracte de la alte companii distribuitoare de energie sau gaze naturale la Enel. Luați însă la bani mărunți, cei care sună în numele Enel închid telefonul și aici se oprește tentativa.
Problema apare însă în cazul oamenilor bătrâni și singuri, care nu se pricep și se sperie atunci când aud că ar putea rămâne fără gaze sau fără lumină. Iar atunci totul devine foarte ușor. Se dau toate datele și, în scenariul preferat de infractori, se și încheie un contract pe loc, prin telefon. Cei care cad în plasă încep chiar să și plătească facturi, fără să știe că plătesc de fapt unui infractor. Iar tentativele nu sunt puține. Mulți utilizatori de pe internet au reclamat faptul că au fost sunați de la același număr și li s-au cerut datele sub pretextul liberalizării pieței de energie și reînnoirii contractului cu Enel. Utilizatorii spun că au și reclamat la Enel, până acum însă nu știu dacă s-a luat vreo măsură. Sunt anchete după accidentul din capitală în care doi muncitori au murit, iar alți trei au ajuns la spital cu răni grave. Inspectoratul Teritorial de Muncă a demarat cercetări cu privire la circumstanțele care au dus la surparea malului de pământ. S-a deschis și un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, dar și pentru neluarea și nerespectarea măsurilor de siguranță în muncă. Au început anchetele după accidentul de pe șantierul din centrul capitalei, unde doi muncitori au murit prinși de un mal de pământ care a căzut peste ei. La parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3 este deja un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă și neluarea și nerespectarea măsurilor de siguranță în muncă. Iar Inspectoratul Teritorial de Muncă București a demarat propriile cercetări pentru a depista exact circumstanțele care au dus la prăbușirea malului de pământ peste muncitori. Primele concluzii arată că malurile șanțului în care lucrau oamenii nu au fost asigurate în totalitate sau corespunzător. La primele constatări se poate vedea că nu au fost sprijinite în totalitate malurile, astfel încât a fost posibilă surparea acelui mal și prinderea muncitorilor în interior. În aceste anchete se vor lua declarații. Deja angajatorii care sunt implicați în eveniment au fost invitați la Inspectoratul Teritorial de Muncă, se vor analiza proiectele, partea de documentare, dacă era sau nu sprijinit acel mal și care au fost condițiile inițiale care au putut să genereze producerea evenimentului respectiv. La finalizarea cercetării, dosarul de cercetare se va înainta către Inspecția Muncii, forul ierarhic tutelar, pentru avizare și apoi se va înainta către parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3. Mai bine de 6 ore au muncit pompierii pentru a-i scoate pe bărbați de sub malul de pământ prăbușit peste ei. Din nefericire, pentru doi dintre ei nu s-a mai putut face nimic. Cele două victime aveau vârste de aproximativ 50-55 de ani. Alți 4 au fost transportați la spital, însă unul dintre ei nu avea decât câteva zgârieturi și a fost lăsat să plece acasă. Ceilalți 3 muncitori cu vârste cuprinse între 33 și 53 de ani sunt internați la Spitalul Universitar, respectiv la Floreasca. Primele echipaje care au ajuns la locul intervenției au constatat că sunt 3 muncitori care erau ușor răniți ca urmare a prăbușirii malului și, în plus, persoana care coordona activitățile în zona șantierului ne-a comunicat faptul că mai sunt 2 persoane, 2 angajați, pe care nu-i găsește și cel mai probabil sunt surprinși de căderea și prăbușirea malului de pământ. Accident teribil pe o șosea din județul Timiș. 3 oameni au murit și alți 4 au fost grav răniți după ce 4 mașini și un camion s-au izbit violent. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Accident teribil în apropiere de Timișoara după un carambol în care au fost implicate un tir și 4 mașini. Am auzit o bubuitură. Foarte tare, ceea ce vă mai aud aici, frâne, dar asta a fost foarte, foarte tare. Tirul a frânat, unul probabil era să vireze stânga, să levite, a tras și el stânga. Din spate, Mazda era în spatele tirului, probabil, și a tras și el. Nu are urme de frânare, văd, cel puțin mașina, ce a intrat în plin în tir. Aici a fost coloană spre Timișoara. Și în partea cealaltă era o mașină oprită, care este acolo, Mazda. Era oprită, semnalizată să facă stânga, să intre la Albina.
În spatele lui au mai fost vreo 4-5 mașini oprite, că nu puteau să treacă, și noi veneam în coloană în sens către Timișoara. Și așa au venit tare din partea de la Timișoara, au pus frână, nu au putut să oprească și au intrat pe contrasens și ne-au luat pe toți la rând. Aștia 4 mașini ne-au izbit în plin pe toți. N-am apucat să facem nimic. Eu am încercat să evit pe partea stângă, dar n-am mai avut cum. Coliziunea a avut loc între 4 autoturisme și un autotren. În accident au fost implicate 7 persoane adulte. La sosirea la fața locului, din nefericire, medici au constatat decesul la 3 persoane, fiind vorba de 2 bărbați și o femeie. Celelalte 4 persoane erau conștiente, cooperante și au fost monitorizate de echipajele medicale. 2 dintre pasageri au fost transferați de urgență la spital. La fața locului am constatat că este vorba despre 7 victime, dintre care 3 decedate, 2 persoane de sex masculin și o persoană de sex feminin, și celelalte 4 victime, dintre care 2 au fost transportate de echipajele SAJ la spital. Pentru 2 persoane s-a impus transportul la spital, pentru că acestea prezentau traumatism craniocerebral și traumatism de membre superioare, iar pentru ceilalți 2 adulți au fost suficiente acordarea asistenței medicale la fața locului, aceștia refuzând în final transportul la spital. Din cauza accidentului, traficul a fost restricționat timp de aproximativ o oră. Imagini incredibile surprinse de un turist la granița Bulgariei cu Grecia. Un șofer care era la volanul unei mașini cu numere de România s-a plictisit de stat la coadă și a găsit o variantă inedită. În lipsa unei benzi de urgență, acesta a luat-o pe lângă șosea printr-un șanț din care abia a mai reușit să iasă ca să pătrundă înapoi pe carosabil. O parte dintre cei prezenți s-au amuzat copios pe seama gestului șoferului, însă mulți s-au arătat dezamăgiți de un așa comportament șocant pe care l-au numit specific românesc. Iar Atena este amenințată de incendii. 6 locuitori din suburbiile capitalei Greciei și un pompier au fost duși la spital după ce au acuzat probleme de respirație cauzate de fumul dens. Detaliem subiectul după pauză. Stați cu noi! Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și continuăm cu informații externe. Atena este amenințată de incendii. 6 locuitori din suburbiile capitalei Greciei și un pompier au fost duși la spital după ce au reclamat probleme de respirație în urma combinației de fum gros și căldură intensă, relatează presa locală. Grecia trece prin cea mai gravă perioadă caniculară din ultimii 30 de ani. Cel puțin 6 rezidenți și un pompier din suburbiile aflate în nordul Atenei, afectate de un incendiu mare de vegetație, au fost duși de urgență la spital. Autoritățile din sănătate au trimis o mașină de urgență și 9 ambulanțe în vecinătatea focului pentru a acorda asistență dacă este nevoie pentru salvatori și locuitori. Poliția Elena a transmis că 14 oameni care au apelat linia de urgență au fost evacuați în siguranță din casele lor. Publicația online mai scrie că un număr necunoscut de locuitori, pompieri și polițiști sunt prinși între 2 fronturi ale incendiului masiv de vegetație care deja a distrus case în suburbia Varibopi și se răspândește către Traco-Macedones. Peste 300 de pompieri cu 35 de mașini de incendii și 10 aeronave s-au luptat cu focul izbucnit într-o zonă cu vegetație deasă de la poalele muntelui Parnita din suburbia Varimpompi. Conform prognozelor meteorologice, valul de căldură poate atinge temperaturi extrem de ridicate la începutul acestei săptămâni. Valorile extreme înregistrate în iulie 1987, la care s-a referit premierul, au ucis peste 1000 de oameni. Serviciile meteo grecești au prognozat temperaturi de 40-42 de grade Celsius pe insule și 41-43 de grade Celsius pe continent pentru zilele de luni și marți, cu maxime de 44-45 de grade în Peloponez și Tesalia. În Atena, temperaturile vor depăși în aceste zile 40 de grade Celsius, cu maxime de 43 de grade și minime de 31 de grade Celsius. Stare de alertă la Pentagon după ce au fost raportate mai multe focuri de armă în apropierea clădirii într-o stație de tranzit de lângă sediul Departamentului American al Apărării. A fost instituită o blocadă ridicată între timp, iar un trăgător a fost reperat în zonă. Cel puțin o persoană a fost împușcată.
Pentagonul a fost închis timp de mai bine de o oră după împușcăturile care au avut loc la stația de metrou din dreptul clădirii Ministerului Apărării din SUA. E un fond emoțional acolo puternic, pentru că pe de-o parte am avut incidentele de la Capitoliu și memoria lor este încă proaspătă, de aceea orice clădire administrativă importantă, când se întâmplă ceva, toată lumea este atentă. Pe de altă parte, acum vreo câțiva ani a fost un incident legat de un atac armat împotriva gărzilor de la Pentagon. Probabil că și asta a contat în a explica această atenție acordată acestui caz. Angajaților li s-a spus prin difuzor să rămână în interiorul clădirii după ce au fost auzite focurile de armă. Un ofițer de poliție a fost împușcat în timpul incidentului de la Pentagon, informează CNN. Bărbatul a murit la spital. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite în urma împușcăturilor. Totodată, un bărbat înarmat, surprins la locul atacului, a fost împușcat și reținut de autorități. Încă nu se știe care este starea de sănătate a acestuia. New Yorkul este primul oraș din Statele Unite care cere dovada vaccinării pentru cei care intră în restaurante, săli de fitness, teatre sau discoteci. Decizia primarului orașului vine ca un următor pas într-o strategie mai agresivă pentru a combate creșterea cazurilor COVID-19 cauzată de varianta Delta a coronavirusului. Aproximativ 60% dintre newyorkezii sunt parțial vaccinați, însă ritmul imunizărilor a încetinit. Această dovadă a vaccinării va prezenta sau va avea trei variante. Fie o aplicație digitală a orașului, fie o aplicație Excelsior a statului, ori dovada aceea comună pe hârtie, cum că cel care vrea să intre în restaurant a primit cele două doze ale vaccinului sau, în cazul Johnson & Johnson, unica doză. Bill de Blasio le-a transmis locuitorilor că vaccinarea este cheia cu care vor deschide ușa, iar cei care nu se vor imuniza nu vor putea să participe la o serie de activități. Primarul își dorește ca vaccinarea să fie o necesitate, în contextul în care varianta Delta devine din ce în ce mai prezentă. Primarul a precizat în cadrul conferinței de presă că e timpul ca cetățenii oricum să vadă vaccinarea ca pe o necesitate. În ultima perioadă, conducerea statului a intensificat îndemnurile pentru vaccinarea funcționarilor și a recomandat purtarea măștii de protecție, ca urmare a creșterii numărului de cazuri de COVID-19 cauzate de varianta Delta. Iar din august se ia în considerare obligativitatea vaccinării pentru o serie de categorii sociale. Primarul de Bazio a făcut încă o dată istorie, precizând că în august va fi instaurat un nou program similar celui din Franța și care va cere celor care sunt angajați pe departamentul public și clienților restaurante, dar și sălilor de gimnastică să prezinte un soi de carte de sănătate. Potrivit primăriei, în New York, oraș cu peste 8 milioane de locuitori, 71,8% dintre adulți au primit cel puțin o doză de vaccin. Un presupus fost gardian al unui lagăr de concentrare nazist în vârstă de 100 de ani va fi judecat în Germania, fiind acuzat de complicitate la peste 3500 de crime. Suspectul, al cărui nume nu a fost făcut public, este acuzat că a ajutat la uciderea prizonierilor dintr-un lagăr de lângă Berlin între anii 1942 și 1945. Procurorii germani au confirmat că bărbatul va fi apt să fie judecat în octombrie. Ei au declarat că bărbatul a fost supus unei evaluări medicale, în urma căreia s-a constatat că, în ciuda vârstei sale înaintate, se poate prezenta în fața instanței timp de 2 ore și jumătate pe zi. Printre presupusele sale infracțiuni se numără complicitatea la execuții prin împușcare și gazare. Presa germană a declarat că se așteaptă ca procesul să fie unul dintre ultimele referitoare la crimele comise în perioada nazistă. Supraviețuitorii și făptașii sunt acum foarte în vârstă. Aproximativ 200.000 de persoane au fost încarcerate în lagărul Sachsenhausen între 1936 și 1945. Opozanți politici, prizonieri de război și grupuri persecutate s-au numărat printre cei deținuți acolo de SS, cea mai importantă agenție de securitate a Germaniei naziste. Deși numărul suspecților de crime naziste este în scădere, procurorii încearcă în continuare să aducă indivizi în fața justiției.
Un preot în vârstă de 71 de ani din Marea Britanie a făcut un gest șocant chiar în fața sediului central din Londra al News Corp, imperiul media deținut de Rupert Murdoch. Bărbatul și-a cusut buzele în semn de protest față de reducerea la tăcere a activiștilor care luptă împotriva schimbărilor climatice. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. I'm the Reverend Tim Hughes, I'm age 71, and I'll be sewing up my lips to demonstrate the terrible and violent havoc Murdoch's actions have wreaked upon the world. Acestea sunt o parte dintre imaginile șocante cu preotul care militează pentru activiștii reduși la tăcere în lupta împotriva schimbărilor climatice. El aduce aceste acuzații la adresa miliardarului Rupert Murdoch, care deține imperiul media News Corp. Bărbatul a protestat în mod grotesc chiar în fața sediului central al companiei aflat în Londra. Videoclipul înfiorător a fost postat pe platforma YouTube însoțit de mesajul preotului în care vorbește despre cum la nivel mondial schimbările climatice afectează oamenii, în timp ce miliardarul ar ignora această situație. Mai mult decât atât, îl acuză pe Rupert Murdoch că ar bloca orice acțiune care presupune combaterea crizei climatice. Sute de oameni au avut acces la înregistrarea din timpul protestului făcut de preot. Rupert Murdoch did this. He muted climate science. As certainly as if he'd sewn up its lips himself. Pastorul Tim Hughes este cunoscut pentru gesturile sale. El a mai fost reținut anul trecut pentru 14 zile după un protest în fața tribunalului din Londra. Pastorul este membru al organizației Christian Climate Action, una dintre filierele mișcării Extinction Rebellion, care începând cu 23 august pregătește demonstrații coordonate în mai multe țări. Final de oră, doamnelor și domnilor, sunt Luiza Cergan, vă mulțumesc pentru atenție, iar de la Fix vă întâlniți la Jurnal cu Irina Petraru. Zi frumoasă tuturor!